Bine v-am regăsit. Voi face etalarea celor două rune pentru sfârșitul de săptămână, 15 și 16 august, sâmbătă și duminică, pentru zodia Taur. Cele două rune, Weird, o rună karmică, și Perdoro, dar este răsturnat. Perdoro întotdeauna ne duce cu gândul la secrete. Deci Weird este luna lui Odin și Perdoro, așa cum a ieșit răsturnat. Deci am putea spune că este un aspect karmic pentru voi acest sfârșit de săptămână. Am putea spune că nu puteți schimba nimic. Este un răspuns al faptelor bune sau rele ale voastre. Deci nimeni nu acuză de fapte rele sau bune, dar așa se spune. Este un răspuns la faptele noastre, ale taurilor. Eu nu sunt taur, dar în fine. Nu puteți schimba nimic, totul este de acceptat, trebuie să acceptați acest lucru, fiind acest aspect karmic la ceea ce primiți. Este un răspuns karmic, un răspuns al divinității. Nu puteți schimba absolut nimic, trebuie să acceptați această situație ca atare. Deci este și un aspect legat de acest Perdoro, care vă duce mai mult la secrete. Secrete care au și o tentă karmică, am putea spune. V-au fost ascunse până acum. Veți afla niște secrete. Secrete care s-ar putea să nu vă fie chiar pe plac. Deci acest Perdoro, el arată aflarea unor secrete, dar pot fi secrete care să nu vă mulțumească sau să vă creeze o senzație neplăcută. Deci, Perdoro. Poate să fie un eveniment care să meargă într-o direcție care să nu vă convină. Secrete care vor fi aflate, descoperite. Se cere foarte multă precauție. Deci, prudență. Deziluzii financiare. Poate aflați un secret și o să aveți o deziluzie financiară. Nu se recomandă asocierile în această perioadă, cu acest Perdoro răsturnat. Aveți o experiență lipsită de înțelepciune a forțelor oculte, poate vă preocupă acest lucru, și este bine să vă familiarizați în primul rând cu aceste operații oculte, să conștientizați motivele pentru care le faceți și să cunoașteți simbolurile. Deci să căutați să înțelegeți aceste aspecte oculte. Dar eu cred că s-ar putea să fie mai repede ca un răspuns al poate neatenției dumneavoastră. O să aveți un aspect care nu vă doriți, un secret ascuns bine, poate într-un contract, într-o asociere, și acum vă dați seama că el va declanșa o suită de pierderi, acest Perdoro. Și este un secret neplăcut pe care s-ar putea să-l aflați. Deci aceasta pentru Taur, vă doresc un sfârșit bun de săptămână.